Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În clipul de azi vă prezint un modul, oarecum compact, de afișare a nivelului de tensiune a bateriilor litiu-ion. Codul modulului este SPB-CGS10. Dacă veți căuta pe Google, veți găsi un PDF din 7 pagini. Înainte de a explora partea electronică, să măsurăm dimensiunile modulului. Prima dată afișajul, fără acel PCB din spate. Lungimea de 31,5 mm, lățimea de 20 mm, lungimea cu tot cu acel PCB, 43,7 mm, iar adâncimea de aproximativ 8,8 mm, 8,7. Din câte se vede, avem un afișaj sub formă de baterie cu 4 segmente. Practic, dacă avem aprinse toate LED-urile, ne indică oarecum un nivel al bateriei de 100%, oarecum 100%. Dacă sunt doar 3 LED-uri aprinse, 3 segmente, ne indică 75%, doar 2 segmente 50% și doar un segment aprins de 25%. Și dacă acel contur, că se vede că există un contur sub formă de baterie, este aprins, doar acela stă aprins, fără cele 4 LED-uri, 4 segmente din centru, ne indică un nivel al bateriei de sub 25%. Să vedem și electronica, nu mai stau să pun microscopul, e destul de anevoios, că se vede și așa. Pe intrarea de măsurare și alimentare a modulului, se vede că avem o diodă, scrie pe AT4, fiind folosită în cazul în care alimentăm invers, pentru protecție la alimentare inversă. Este practic o diodă rapidă. Mai departe, un integrat, este integrat, nu tranzistor, scrie 52L30B. Nu am găsit detalii după acel cod, însă bănuiesc că ar fi un stabilizator de tensiune liniară, probabil de 3V, pentru că văd scris 3.0, adică 3.0, dacă era de 3.3 trebuia să scrie 33, 3.3. Iar în zona aceasta, un integrat dedicat pentru a vedea nivelul de tensiune prin intermediul acestor LED-uri. Din păcate, denumirea lui a fost ștersă. Avem și un cod aici, MHDL18S. Nu mai stau să caut după acelea. Iar în zona aceasta, foarte important, cu acest modul putem să măsurăm nivelul de tensiune doar a unei baterii, însă și a mai multor baterii legate în serie. S de la serie, S1, S2 și așa mai departe până la S8. Deci până la 8 baterii în serie. Bineînțeles că mai departe voi face testul făcând scurt pe fiecare zonă în parte. Practic avem acele paduri unde vom face scurt în funcție de ce avem nevoie. Dacă avem nevoie pentru o singură baterie, deja e setat pentru S1, adică pentru o baterie. Dacă avem nevoie pentru a măsura două baterii în serie, adică tensiunea acelor două baterii legate în serie, facem scurt pe S2. Bineînțeles că înlăturăm scurtul de pe S1. Dar asta v-am zis că vom face acest test în momentele următoare. Pentru a-mi fi mai ușor, o să lipesc un conector în zona aceasta. Va fi lipit ceva de genul. Nu mai schimb vârful LED-ului, merge și ăsta. Aici și celălalt capăt. Gata. Am pus acel conector. Ca să fie mai ușor l-am măsurat. Nu mai stau să lipesc direct conductoarea. Am pregătit și acest cablu. Având conectorul de față, introducem aici. V-am spus ca să nu mai lipesc direct conductoare. Pentru că acest modul a fost setat inițial pentru un singur acumulator, se vede că e pus jumper pe S1, vom alimenta din sursa de laborator la 4,2 V. Minusul atașat, să atașăm și plusul. Gata. Se văd cele 4 segmente verzi. Și conturul sub formă de baterie, fel de roșu, e mai puțin vizibil. Da, în fin. Am pus multimetrul de la Kiwitz în partea dreaptă, ca să nu mai stau să filmez afișajul sursei mele de laborator, că e mai greu la editat. Hai să scădem tensiunea. Să vedem la ce valoare se stinge LED-ul din zona asta. Un segment din cele 4. Teoretic la sub 3,9 V. Da? Pe aici. Hai să mărim nițel.
Încă puțin. Da, la cam 3,91. Să vedem și la ce tensiune se stinge acest segment. Da? Da, pe aici. Hai să creștem nițel. Deci 3,71. Exact. 3,5. La 3,51 s-a aprins LED-ul verde, segmentul al doilea. Scădem sub 3,51 și se stinge segmentul numărul 2. Mai avem un ultim segment. Teoretic la sub 3,31 ar trebui să se stingă și acela. Exact. 3,31 s-a aprins. 3,3 se stinge. Iar în cazul acesta mai stă aprins, destul de puțin vizibil, conturul respectiv roșu, LED-ul roșu. Semn că mai avem sub 25%. Deci, practic, ar fi un fel de 5 segmente. Avem cele 4 segmente, cele 4 segmente și încă între ghilimele unul, indicându-ne că bateria este sub 25%. Când avem puțin peste 25%, oarecum 25%, se aprinde primul segment. Hai să depășim 3,5, să aprindă al doilea segment, exact. La 3,71, exact. Și la 3,91. Bingo! Cam asta este situația când avem setat pentru măsurarea nivelului de tensiune pentru o singură baterie. Să scoatem jumperul de pe S1. Punem puțin flux. Iar acum să punem jumper pentru S2. Gata. Da, e capătul puțin mai mare al LED-conului, dar nu mai stau să schimb cu cel conic. Poate când voi lipi la celelalte, S3 până la S8, voi schimba. Iar acum să vedem și cu situația în care dorim să măsurăm nivelul tensiunii a două baterii legate în serie. Am setat sursa de laborator să simuleze două baterii încărcate complet. Se observă că toate segmentele sunt aprinse și conturul respectiv roșu. Să scădem tensiunea, să vedem la ce prag se stinge segmentul al patrulea. Menționez că pentru situația S2 până la S8 nu am testat dinainte absolut deloc. 7,85. Hai să cresc un pic mai mult. 7,86. Hai 7,86. Să vedem la ce prag se stinge, se aprinde, în fine, segmentul al treilea. Da. 7,45. Practic se aprinde, adică e pragul în care dacă scazi sub acea tensiune, se stinge segmentul al treilea. Da? Vedeți. Următorul prag e de aproximativ 7,04 V. Și ultimul segment, să vedem. Da, hai să creștem puțin mai mult. Hai puțin mai mult. 6,64. Hai să creștem înapoi la 8,4. Gata, hai să eliminăm jumperul de pe S2. Acum am pus vârful conic. Așa, îl punem pe S3. Am alimentat la 12,6 V. În situația în care cei 3 acumulatori legați în serie sunt încărcați complet, să scădem tensiunea. Este pragul. Da. Deci la 11,7 este pragul. Următorul prag, sta să creștem nițel. Da, următorul prag este la 11,1. Sta să vă arăt din nou. Da, crește la 11,1. Să vedem următorul. Da, perfect. La 10,5 V, următorul prag. Și la 9,9 V, următorul prag.
Da. Hai să creștem tensiunea. 9,9, am depășit. Să testăm și la S4, înainte de a înlătura de pe S3. Gata. Hai să verificăm și în cazul în care avem 4 acumulatori legați în serie. Am setat sursa de laborator la 16,8V pentru a simula cei 4 acumulatori legați în serie. Încărcați complet. Să scădem tensiunea. Da. A patra linie se declanșează la 15,7V. Să vedem și a treia linie. A treia linie la 14,9. Să vedem și a doua linie. Da, la 14,1. Și prima linie la 13,3 V. Iar acum să creștem. Iar acum o să punem la S5, înlăturăm de pe S4. Gata. Și am pus pe S5. Am alimentat la aproximativ 21 de V, în situația în care avem 5 acumulatori legați în serie, încărcați complet. E o simulare. Iar acum să scădem ca de obicei tensiunea, să vedem cele 3 praguri la ce tensiune declanșează. Da, al patrulea prag declanșează la 19,4 V. Să vedem al treilea. La 18,4 V, cu aproximație. Să vedem al doilea prag. Următorul la aproximativ 17,4 V. Un moment. Și primul prag, prima linie, la 16,4. Înlăturăm pe cel de la S5, iar acum pune pe S6. Hai mă! Gata! Următoarea situație în care avem 6 acumulatori legați în serie, încărcați complet. Vom avea, bineînțeles, 25,2 V cu aproximație. La fel, să scădem tensiunea. Da, un moment că n-am fost atent. Deci pragul este 23,6. Da, pe undeva pe acolo. 23,6, să spunem. Ia să vedem că n-am fost atent la al treilea prag. 22,3. Al doilea prag să vedem unde va fi. La 21,1. Primul prag la 19,9 V. Înlăturăm ștrapul de pe S6. Gata. Și îl punem pe S7. Perfect. Penultima situație în care avem 7 acumulatori legați în serie. Am reglat tensiunea la 29,4 V pentru a simula că acei acumulatori, 7 acumulatori legați în serie, sunt încărcați complet. Să scădem tensiunea, să vedem la ce tensiune declanșează acele segmente. Oricum e destul de clar, ne-am obișnuit deja. Da, al patrulea segment declanșează la 27,5. Să vedem și al treilea. Tasca a declanșat. Deci la 26,1 V, al treilea segment. Să vedem și al doilea segment. La 24,7 V. Da? S-a văzut. Și primul segment. Să mărim înapoi.
Undeva pe la 23,2 V. Hai să spunem 23,3 V. Vom pune strap și pe S8. Înlăturăm pe cel de la S7. Așa. În sfârșit, ultima situație în care avem 8 acumulatori legați în serie. Am alimentat la 33,6 V pentru a simula încărcarea completă a celor 8 acumulatori legați în serie. Să scădem ca de obicei tensiunea. Al patrulea prag e la 31,4 V cu aproximație. Să vedem al treilea. Cam la 29,9 V. Sau 29,8. La 29,8 V. Mă înșelasem. Al doilea prag, al doilea segment, practic. Al doilea segment declanșează la 28,2 V. Și primul segment, undeva pe la 26 și ceva volți, să vedem. Exact. La 26,6 V. Primul segment. Să creștem înapoi la 33,6 V. Iar acum o să mai fac încă două măsurători, și anume ce curent trage acest modul în două situații extreme. De fapt, prima extremă, în cazul în care vor fi încărcați acei 8 acumulatori în serie, este de 33,6 V cu aproximație. Să punem pe măsurarea curentului. Ia să vedem. Este de 5,1 mA. Mai exact, ce putere consumă acest modul? Înmulțim 33,6 V cu aproximație ori 0,005 A și ne dă 0,168 W, adică 168 de miliwați. Eu zic că chiar nu-i rău deloc. Hai să deconectăm. Iar ca să fie corect testul, vom pune strap pentru S1. Înlăturăm de la... un moment... Am înlăturat de la S8 și îl punem pe S1. Gata. Bineînțeles că am reglat sursa de laborator la 4,2 V pentru a simula un acumulator încărcat complet. Așa. Și aici trage cam la fel. De fapt e și normal. Nu știu de ce mă miră faptul. Că fiind un stabilizator liniar, în situația aceasta, acela va disipa mai puțin. Trăgând aproximativ 5 mA, puterea consumată de modulul de față este de 0,021 W, adică 21 de mW. Și cam mai să termin acest clip privind prezentarea acestui indicator de nivel tensiune a bateriilor litiu-ion. Ați văzut și partea electronică și cum îl setăm în funcție de câte baterii dorim să măsurăm în serie, de la o baterie până la 8 baterii în serie. Dacă vă place acest gen de conținut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune! La revedere!